Sunt Alexandra Petrița, vă invit la știrile orei 18. Iată care sunt principale titluri ale ediției. Scoaterea pachetului minoritar de acțiuni al complexului energetic Oltenia pe bursă s-ar putea amâna. Detalii imediat în jurnal. Spitalele cu deficit mare de personal vor putea face în curând angajări. Și alegerile pentru șefia PRM s-au amânat, de ce aflăm în câteva momente. Scoaterea pachetului minoritar de acțiuni al complexului energetic Oltenia pe bursă s-ar putea amâna. Faptul că gigantul energetic a avut o perioadă mai puțin fastă în acest an poate duce la o astfel de măsură, pentru că prețul ce s-ar obține acum pe acțiune ar putea fi unul foarte mic. Managerul privat al complexului energetic Oltenia, Laurențiu Ciurel, a făcut anunțul și a adus și argumente în acest sens. Ciurel spune că și alte societăți au amânat vânzarea acțiunilor în trecut, chiar și cu un an, iar apoi acest lucru s-a dovedit de bun augur. De intermedierea vânzării pachetului minoritar de acțiuni ar trebui să se ocupe consorțiul de firme Grup Societe General și Swiss Capital, care au câștigat în urmă cu aproximativ o lună licitația respectivă. Este de notorietate faptul că în această primăvară am avut și momente mai grele. Încă aceste momente nu s-au terminat. A fost și reducerea aceasta a producției pe fondul unui consum extrem de contractat. Lucrurile se schimbă, însă toate aceste lucruri nu au fost de natură să ajute la acest IPO, la această ofertă primară. De aceea, nu trebuie amânarea să fie considerată un insucces. Dacă vom constata că nu este clar că nu este momentul pentru lansarea ofertei acum, pentru că n-ar putea atrage sumele pe care noi le preconizăm, atunci probabil că o să o amânăm, pentru că s-a văzut lucrul acesta și la Transgaz și la Transelectrica înainte, au fost uneori amânări de ani, care până la urmă au avut rezultate foarte bune pentru companie. În cazul în care pachetul de 15,29% din acțiuni va fi scos pe bursă, acest lucru s-ar putea întâmpla cel mai devreme în toamna acestui an. Ciurel afirmă că în cel mai optimist caz s-ar putea obține pe respectivul pachet suma de 100 de milioane de euro, iar în cel mai rău caz 60-70 de milioane de euro, bani ce ar fi foarte util gigantului energetic. Ce sumă să obțineți și din Optimist vorbind, suma ar putea fi în jurul, să spunem, a 100 de milioane de euro. În cel mai rău caz e vorba de 60-70 de milioane de euro, care ar ajuta extraordinar de mult la capitalizarea firmei. Ministrul Energiei Constantin Niță a afirmat la Congresul Extraordinar al PSD că în februarie 2014 ar putea fi privatizat și pachetul majoritar al gigantului energetic, conform acordului semnat cu Fondul Monetar Internațional. Trei tineri din Rovinari au înșelat mai multe persoane prin metoda accidentul. Creierul grupării acționa din penitenciarul Colibaș, fiind încarcerat pentru furt. Bărbatul se prezenta drept avocat și suna diferite persoane despre care afla informații de la ceilalți doi tineri aflați în libertate. Victimelor li se spunea că diferiți membri ai familiei au provocat un accident și pentru a scăpa trebuie să pună diferite sume de bani într-un cont bancar. Ce ați făcut? Ați păcălit oameni? Ai luat banii? Prin metoda accidentului, cum fără rău de oameni? Cum dai telefoane? Ce le spune oamenilor? Banii cum făceai? Ai ajuns la pușcărie pentru ce? Nu-ți pare rău? Cei trei tineri au fost audiați astăzi și prezentați parchetului de pe lângă judecătoria Târgu Jiu, cu propunere de arestare preventivă sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune în formă continuată. Prin această metodă, cei trei rovinăreni au reușit să obțină 30 de milioane de lei vechi. Tinerii au vârste cuprinse între 18 și 25 de ani și au acționat în perioada 18-21 mai, când mai multe persoane au fost sunate și păcălite că membrii ai familiei au provocat un accident și pentru a fi ajutați trebuie să plătească o sumă de bani. Prin metoda accidentul au fost înșelate sute de persoane din întreaga țară. Polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Târgu Jiu au documentat activitatea infracțională a trei tineri cu vârste cuprinse între 22 și 25 de ani din orașul Rovinari, suspectați de comiterea infracțiunii de înșelăciune prin metoda accidentul. În fapt, în perioada 18-21 mai, suspecții au contactat telefonic diverse persoane și, declinându-și diferite calități mincinoase, îi induceau pe aceștia în eroare, relatându-le că diversi membri ai familiei erau implicați în accidente de circulație.
Polițiștii continuă cercetările pentru documentarea întregii activități infracționale, existând indicii că aceștia sunt suspecți și de comiterea altor infracțiuni de acest gen. Instanța va decide dacă cei trei vor fi cercetați în stare de libertate sau vor primi mandat de arestare. Șoferii vitezomani au fost trași pe dreapta de polițiștii gorjeni. Autoturismele dotate cu aparate videoradar s-au aflat pe arterele principale din județ, dar și în municipiul Târgu Jiu, pentru a-i depista pe șoferii care calcă prea mult pedala de accelerație. Mulți dintre ei nu au rămas nesancționați. Aparatul radar al Serviciului Poliției Rutiere Gorj a depistat în trafic pe șoferii care circulau cu o viteză ce o depășea pe cea regulamentară în sectorul de drum pe care aceștia se deplasau. Ei au trebuit să prezinte și actele după ce au fost opriți în trafic. De ce să mă sperii? N-am de ce să mă sperii. Asta este o regulă? Da, da. Principala cauză care duce la producerea accidentelor rutiere o reprezintă viteza excesivă cu care șoferii conduc autoturismele. Lucian Brâncuș, din cadrul Poliției Rutiere Gorj, a declarat că, din fericire, în ultimele luni în județul Gorj s-au înregistrat cele mai puține accidente rutiere grave din țară, datorită acestor acțiuni de prevenire. Această după-amiază, Poliția Rutieră Gorj a organizat pe principalele artere rutiere ale județului o acțiune care are ca scop identificarea și sancționarea celor care calcă cam mult pe pedala de accelerație, deci încălcă și legislația rutieră și regimul legal de viteză. Pot să vă spun că viteza rămâne una dintre principalele cauze generatoare ale accidentelor rutiere în județul Gorj. Ne bucurăm totuși că efortul nostru dau rezultate și că în județul Gorj până acum s-au înregistrat cele mai puține accidente rutiere grave din țară. Aparatele radar au fost amplasate în comunele Drăguțești și Scoarța, dar și pe bulevardul Ecaterina Teodoroiu din municipiul Târgu Jiu. Vești bune pentru spitale din județul Gorj. Ministrul Sănătății Eugen Nicolaescu a anunțat deblocarea posturilor din sistemul sanitar. Angajări se vor putea face cel mai probabil în a doua jumătate a anului, în funcție de cum se va face rectificarea bugetară. De știut este faptul că la nivelul unităților sanitare din județ se observă o lipsă acută de personal, tocmai pentru că legea nu permite momentan noi angajări. Unul dintre spitalele din Gorj, unde se simte nevoia de deblocări, este Spitalul Orășenesc Novaci. Eufimia Dumitrescu, directorul unității, a declarat că este nevoie de medici la secțiile ginecologie, radiologie, recuperare, medicină fizică. Avem nevoie, în primul rând, de deblocare de posturi de medici și am nevoie la ginecologie, la radiologie, la recuperare, medicină fizică. Și în afară de asta, bineînțeles, și cadre medii, asta însemnând asistenți medicali, care la fel de bine, bineînțeles, sunt necesari și la recuperare, medicină fizică. E vorba de două posturi, unul de masor și unul de asistent medical fizioterapie. Mai am nevoie, bineînțeles, și la medicină internă. Deci ar fi nevoie, bineînțeles, dacă domnul ministru face acest lucru, este un lucru foarte bun. Și cum vă descurcați fără acești medici? Noi avem angajați la limita minimă, deci fără medici. Avem medici angajați cu normă, cu jumătate de normă. Și la Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu este nevoie de personal. Cristian Vlădoianu, managerul unității spitalicești, a precizat că este necesară angajarea unor asistente și infirmiere. Însă da, tot ce e permis, evident că este mai bun decât ceea ce este interzis, cu atât mai mult în sistemul sanitar în care nevoile de foarte multe ori devin acute. Care sunt nevoile Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu? În acest moment, din nevoile exprimate, rezultă că este foarte necesară încadrarea de urgență a unor infirmiere. Pe de altă parte, mai există secții în care e nevoie de asistente medicale. Evident, sunt niște secții care ar trebui acoperite și completate din punct de vedere al medicilor. La spitalul de la Turceni este nevoie urgent de 3 medici pentru secția psihiatrie, a precizat Dragoș Hațegan, managerul unității spitalicești. În perioada următoare noi am avea nevoie, în primul rând, de în jur de 2-3 medici pentru psihiatrie. Acolo avem un deficit mare de personal și de medici și de personal de asistenți. Iar pe celelalte secții, conform normelor, medicii existenți și cu cei care sunt acum rezidenți și vor termina anul viitor sau peste 2 ani, noi ne cam acoperim necesarul de medici. Problema cea mai mare aici se pune la asistenți medicali.
este un deficit de personal care trebuie acoperit. Deblocarea posturilor din sistemul sanitar va avea loc probabil în a doua jumătate a anului. Numărul pensionarilor care apelează la un împrumut de la Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor a crescut simțitor în ultima perioadă, reprezentanții acestei instituții susținând că este o creștere semnificativă față de anul trecut. O bună parte din pensionari împrumută bani pentru a cumpăra medicamente, mâncare sau pentru a lua lemne pentru iarnă. Un pensionar poate împrumuta maximum 5.000 de lei pe o perioadă de 18 luni, pentru care plătește lunar aproximativ 270 de lei. Pensiile mici și criza financiară prin care trecem fac ca tot mai multe persoane în vârstă din Gorj să apeleze la Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor pentru a împrumuta bani. Iulia Cioplea, contabil la Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Gorj, spune că mulți pensionari nu ar avea cu ce trăi dacă nu s-ar împrumuta din când în când. Pot să vă spun că din ce am constatat în ultima perioadă, foarte multe cereri de împrumut se fac pentru medicamente, pentru intervenții chirurgicale, atât pentru membrii casei, cât și pentru membrii de familie. De asemenea, pentru controle în urma unor intervenții chirurgicale, cum spuneți dumneavoastră, pentru lemne de foc, de asemenea, cei de la oraș pentru facturile care trebuie plătite, pentru copii și nepoți. Pensionarii pe care i-am găsit în această dimineață la Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor se plâng că au pensiile mici și nu pot să își cumpere medicamente sau să își plătească facturile și utilitățile. Medicamente și ce ne trebuie pentru acasă? Să facem și noi treburi, că nu avem de unde. Dar, în general, pentru probleme de sănătate, pentru medicamente, da. Nu vă ajunge pensia, nu? Da. Nu ne ajunge, că e mic. Cât aveți pensie? 6 milioane. Da. Și medicamente cam cât se duce pe lună? Cam 2-3. De cum îți pastile de multe? Cu lemne, se iau lemne de vară, de iarnă. Altceva? Vă aprovizionați din timp? Păi din timp, că urmă să scumpeți mai rău. Acum le luăm, când e cald, să uscă. Ce să facem altceva? Și dacă n-ați face împrumutul, n-ați putea din pensie? Din pensie ce să poți face? Că de-abia te ții cu dările de la stat, cu toate. Dar vă descurcați cu pensia? Vă descurcați cu pensia pe care o aveți? Cam greu. Ești bătrân la 74 de ani, 76, ca greu la țară. Alegerile pentru stabilirea președintelui la Organizația Județeană a Partidului România Mare vor fi amânate, deși inițial s-a discutat că această întâlnire ar urma să aibă loc la sfârșitul acestei luni, întrevederea nu va mai avea loc. Cei care au decis acest lucru au fost reprezentanții partidului de la nivel național. Conducerea centrală a Partidului România Mare a solicitat conducerii interimare din Gorj să prezinte o situație cu organizațiile partidului din județ, iar abia apoi se va stabili data când vor avea loc alegerile, a precizat președintele interimar al PRM Gorj, Gheorghe Bucălăete. Eu, în primul rând, speram să le avem la sfârșitul lunii mai, începutul lunii iunie, dar lucrurile s-au mai schimbat între timp, pentru că pe data de 15 iunie avem ședința Consiliului Național al Partidului România Mare, ce se va ține la București. Aici acolo o să discutăm problemele ce țin de organizațiile din teritoriu. Sigur, vom prezenta în ce stadiu ne aflăm cu fiecare localitate, cum s-au desfășurat alegerile sau unde avem probleme. Iar în funcție de aceste discuții, cei din conducerea centrală au spus că vor stabili graficul alegerilor pe fiecare județ. Bucălăete a mai precizat că până în acest moment nu și-a manifestat nimeni intenția de a candida pentru șefia partidului. A anunțat cineva candidatura în afară de dumneavoastră pentru PRM Gorj? Nu, până în momentul de față nu și-a mai anunțat nimeni candidatura. Noi lucrăm intens la structurile din teritoriu. În această perioadă, conducerea județeană a partidului încearcă să rezolve problemele apărute la organizațiile din Gorj. Uniunea Social-Liberală funcționează din necesitate, tensiunile din cadrul alianței sunt din ce în ce mai dese, iar copreședinții Uniunii vorbesc despre o renegociere a protocolului. Liberalii recunosc că sunt la mâna social-democraților până la alegerile prezidențiale și nu pot să facă nimic. Marcel Romanescu, secretarul coordonator al PNL Gorj, a precizat în emisiunea Politica între Da și Nu că diferența între PSD și PNL în acest moment este că socialdemocrații sunt cu sacii în căruță. Nici măsurile pe care le-a luat PSD-ul sau Victor Ponta n-au fost întotdeauna pe placul Partidului Național Liberal sau al liderilor acestei formațiuni. Și mă refer la
Acea coabitare pe care a stabilit-o imediat după alegerile parlamentare cu Traian Băsescu. Diferența între PNL și PSD la momentul acesta, dacă o luăm strict pe ceea ce se întâmplă, PSD-ul este cu saci în căruță, cum ar veni vorba lui românului. Da? Are un prim-ministru al României, are pozițiile stabilite în urma negocierilor. Deci, practic, pe acum când sunteți la mâna PSD-ului, cum ar veni? Impropriu spus. Sunteți și la mâna PSD-ului pentru... Liberalii susțin că, în comparație cu Partidul Social Democrat, aceștia au respectat întru totul protocolul parafat acum 2 ani și jumătate și recunosc că nu pot face nimic până la alegerile prezidențiale. Marcel Romanescu recunoaște că PSD este partidul care face cărțile în acest moment, iar PNL nu poate vorbi. Partidul Național Liberal la Gorj și-a respectat și protocolele scrise și pe cele nescrise. Deci nu o să găsiți niciodată în această perioadă vreo înțelegere pe care Partidul Național Liberal a făcut-o cu Partidul Social Democrat la Gorj și n-a respectat-o. Există un protocol încheiat între cele două formațiuni pe care noi l-am respectat ad litera. Nu același lucru s-a întâmplat cu Partidul Social Democrat. Se anunță negocieri dure pe protocolul USL. Surse din cadrul Alianței susțin că PSD dorește o nouă pondere de împărțire a funcțiilor din guvern, de la 70% la 30%, ceea ce înseamnă că PNL va rămâne fără oameni în guvernare. Valentin Popa rămâne președintele CNSLR Frăția din Gorj pentru următorii 4 ani. Acesta a fost reales aseară cu 98 de voturi din 105 exprimate, el fiind de altfel și singurul candidat. Conferința județeană a CNSLR Frăția a avut loc la Casa de Cultură a Sindicatelor. 100 de sindicaliști au ales liderii pe perioada următoare. Avem un birou nou, sigur sunt multe persoane cunoscute acolo, nici nu putea fi altfel pentru că nu e ușor să conduci o uniune sindicală. E vorba deci despre o uniune, nu despre un sindicat. Iar din conducerea acestei uniuni fac parte lideri de la sindicatele componente. Avem un birou de 15, format din 15 membri, în care toate, aproape toate sindicatele componente ale Uniunii se regăsesc. La conferința județeană au fost 10 candidați la funcția de vicepreședinte pe tot atâtea locuri. La alegeri a participat și Leonard Bărăscu, președintele CNSLR, pe toată țara. Valentin Popa a declarat că este al doilea mandat pe care îl obține. Popa a promis că în următorii 4 ani va încerca să se ocupe mai mult de problemele liderilor de sindicat. Este al doilea mandat pe care l-am la Uniunea Județeană și mandatul ăsta sper să pot să stau mai mult, să mă ocup mai mult de problemele sindicaliștilor, ale membrilor de sindicat și când zic membri, zic membri cu M mare, adică organizații sindicale. Cu câte voturi ați fost ales? Important și asta, au fost 103 voturi exprimate și am fost ales cu 98. CNSLR numără aproximativ 25.000 de membri. Vești bune pentru polițiști, liderii de sindicat și ministrul Radu Stroi au ajuns la o înțelegere privind plata zilelor de weekend și cele de sărbătoare pe care oamenii legii le petrec muncind. În maximum 60 de zile, ministrul Radu Stroie s-a angajat că va emite o ordonanță de urgență în guvernul României, prin care situația polițiștilor va reveni la normal. Iulian Surugiu, liderul Sindicatului Național al Agenților de Poliție, a vorbit pentru Radio Târgu Jiu despre acordul încheiat. Ne blocasem la un anume punct, acela de a, cu acordarea timpului liber corespunzător în zilele de sâmbătă, duminică. Am deblocat această situație prin încheierea unui protocol prin care Ministerul de Interne se angajează ca într-o perioadă de maxim 60 de zile să promoveze ordonanță de urgență în Guvernul României prin care polițiștii vor fi plătiți pentru zilele de sâmbătă, duminică și sărbătorile legale cu un spor de 100%, așa cum se întâmpla în anul 2009. Ca o răsplată pentru zilele neplătite, oamenii legii ar fi trebuit să primească zile libere, însă nici asta nu s-a întâmplat foarte des din cauza că activitatea unităților s-ar fi blocat din lipsă de personal. Acum ei au primit promisiunea că vor primi sporurile cuvenite. Dacă nu se va întâmpla așa, oamenii legii vor ieși în stradă. Dacă după perioada de 60 de zile Ministerul de Interne nu va fi capabil să promoveze această ordonanță de urgență, Sindicatul Național al Agenților de Poliție, cât și Federația Sindicatelor Democratice din Poliția Română, vor picheta din nou Ministerul de Interne și în același timp vom organiza marșuri de protest în toate județele țării.
Polițiștii se află în această situație de aproximativ 3 ani din vremea guvernului Boc. Sportul este sănătos. În această dimineață, pe stadionul municipal din Târgu Jiu, copiii de la grădinița Vis de Copil au participat la un concurs de alergare. Pentru prichindei, competiția s-a dovedit a fi una foarte distractivă, mai ales că au primit și diplome. Distanța pe pista de alergare a fost una exact pe măsura piticilor, care au avut de alergat doar câțiva metri. Cei mici au spus că s-au simțit ca niște sportivi adevărați. Copiii au avut parte și de susținere din partea părinților sau a bunicilor, care i-au încurajat de pe margine. Cum ți se pare această competiție? Frumoasă! Frumoasă? Ai alergat cu colegii tăi de la grădiniță? Ai câștigat ceva? Îți place sportul? Da. Ai și pe primul loc? Da. Și ce vrei să te faci când o să fii mare? Vrei să fii o atletă? Nu, o prințesă. O prințesă. Cum a fost competiția? Foarte frumoasă. Ai alergat cu colegii tăi? Da, am întrescut. O să primești diplome, o să primiți premii. Da, diplome. Inspectorul de sport Teodor Tătaru a precizat că se dorește organizarea mai multor concursuri și din alte sporturi, mai ales pentru cei mici, pentru că îi ajută să se dezvolte armonios. Este un debut în activitatea asta competițională pentru copiii de vârsta asta. Încercăm să o transformăm în tradiții prin practicarea în fiecare an. De asemenea, în toate activitățile sportive ne bazăm pe principiul sportul pentru toți și încercăm să-i atragem nu numai în aceste probe de atletism, precum și în ciclism. Încercăm pe triciclete la toate nivelurile. Dumitru Călugăru, profesor de educație fizică, spune că cei mici trebuie obișnuiți să practice sport încă din primii ani. Activitatea le oferă posibilitatea de a se întrece, de a comunica între, de a crea noi prietenii și, nu în ultimul rând, de a forma legături mai strânse pe viitor. La finalul concursului, copiii au primit diplome și felicitări din partea organizatorilor. Pe final vă invit să aflăm datele despre vreme. Orei 18 se opresc aici, rămâneți în continuare alături de Gorj TV. Imediat după jurnal puteți urmări editorialul Pilula cu glazură de cianură realizat de Ovidiu Popescu. Vă doresc un sfârșit de săptămână minunat, numai bine!